Un japonez vrea să ia medalie olimpică pentru România. El face judo la rapid și a renunțat la cetățenia japoneză. Ken are 23 de ani și a ajuns în România după ce părinții lui au divorțat. El s-a mutat la Constanța împreună cu mama lui. Acolo a început judo-ul, iar acum e legitimat la rapid. A învățat repede limba română. În 3 luni de zile am reușit cât de cât să pot să învăț româna la nivelul în care să pot să înțeleg o conversație. Primul cuvânt, regavo, ce faci? Ken și-a luat cetățenia română, dar a fost nevoit să renunțe la cea japoneză. Legea din Japonia nu-i dă voie să aibă 2 cetățenii. Visul lui e să reprezinte România și să-i cânte imnul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Deșteaptă-te, română, din somnul cel de moarte, din cale de anticiră, barbarii de tiran. Ce simți când îți cânte imnul? Mă simt bine, îmi place că pot să reprezint țara. Ken a câștigat Cupa României la judo cu rapid. Mai ține legătura cu prietenii din Japonia. Au fost situații în care m-au întrebat unde este România pe hartă. Te-ai mai întoarce în Japonia? M-aș întoarce, dar ca turist.